Sincer că până acum, referitor la carte, m-am străduit să fac cât mai multe lucruri bune și să scriu pentru toți sportivii din Verga. Nu am reușit. Îmi cer scuze pentru cei care nu au fost talentiți, dar nu au fost talentiți din mai multe motive și în special din cauza că nu am primit informații. Sincer vă spun, despre aeromodelist, am dat multe telefoane din Ungaria, am vorbit personal și fiul meu, Ciprian a vorbit. Cartea începe cu ceea ce puțin am spus de acum, dar să știți că în primul rând a fost despre fotbal. Că dacă nu eram și fotbalist și antrenor, nu scriam această carte. Dar pe parcurs, mulți oameni m-au abordat pe stradă și mi-au spus de ce nu scriu ce despre alte sporturi. Și atunci am mai întârziat puțin cu cartea, totuși acum a apărut înainte de acea creată a campionatului mondial, pentru că m-am gândit și acolo cu istoria fotbalului lume. Prima echipă de fotbal înființată. Da. Domnul director de la muzeu știe că am găsit acest lucru. Așa. Poți să vedeți în carte scrie de aceasta, nu vreau să vă plichise. Și acum am căutat să scriu despre cele mai multe sporturi. În fiecare miercuri, nu trata câteodată mai blochez. Și acum, pentru că acolo sunt, au fost trei prieteni. Duțul Micăuș, în 1970, Suciu Marian, Dumnezeu să-l ierte, a jucat, a ajuns cu echipa, trenor, vreau să fiu totuși modest, dar niciodată echipa ele n-a fost campioană de tur, în tur. Noi, din 1971, am fost campioni în tur cu două puncte avans. La senior și mă trecut la senior, atunci am fost prietenul meu, o vârstă și le punească un oarecare scop și n-a reușit, pentru că a batut. Pe urmă, vă spun că acele patru persoane nu sunt ori și cine, sunt de lângă ai noștri campioni mondiali. Laura Apotice, care prezentă aici, campioană la Apotice, campioană mondială cu echipa României. Paul Sorian, Deconi, s-a scuzat, mi-a spus că nu poate te tare ocupat. Vă mulțumesc! Eu am condus evidența mai departe, deci tuturor ne-am fost antrenor, am știți toate ceea ce-a trebuit și de acolo am avut aceste materiale sigure și precise. Așa că, dumneavoastră, puteți să mă întrebați și să comentați anumite lucruri. Vă mulțumesc, dumneavoastră! Rog, generația 70 să se ridice. Eu vă dați să vă felicit, vă mulțumesc că...